la ora actuală, pentru că s-a dat drumul la teatre și la restaurante în proporție de 30% din capacitate. Repetăm și noi 3 spectacole. Este vorba despre Argonauții, o reluare în total în limba română. Am zis să nu lăsăm acest spectacol să-i mai aștepte pe portughez. Îmi amintesc că domnul Vogil a scris o foarte frumoasă cronică la acest spectacol. El există filmat pe internet și există și publicitatea portugheză. Dacă vreți să vă luați materiale, le găsiți acolo. Deci fac 7 înlocuiri în Argonauții. Hugo Wolf, coregraful, este deja aici și deja lucrează. Al doilea spectacol este Evita Tango. Este despre viața Evitei Peron. Cei care ați văzut Frida Kahlo cu ani în urmă, prin 2007, ar trebui să vă gândiți că va fi un spectacol cam în spiritul acela. Sper să aibă succes. Suntem în o perioadă foarte, foarte efervescentă și mai ales de creativitate. Al treilea spectacol la care se repetă este Edith Piaf. Un spectacol cu 2 actrițe. Încercăm să dăm de lucru la fiecare actor și în același timp să păstrăm și oarecare distanță unii de alții. Vom lucra deci în spații diferite. Atunci când vrei să faci, cred că sunt foarte multe modalități prin care putem să înfăptuim. Și cam atât despre repetiții. Vor mai fi și celelalte repetiții. La Gaițele, de exemplu, reluăm Gaițele cu o formulă total nouă. Dacă nu o să reușim să-l vinem atât de bine prin țară, cel puțin să-l jucăm la Târgoviște. Este un spectacol care face parte din programul interbelic. Avem un program interbelic cu multe texte din această perioadă, dacă v-am amintit și Visunelor de iarnă, pe care în această iarnă nu l-am putut juca pe motive de COVID. Și acum o să vă spun, o să vă amintesc premierele la care nu ați asistat. Este vorba de Rățuțca cea urâtă la copii. Este un spectacol foarte frumos, cu mai multe tipuri de marionete și cu proiecții video. Despre Republica, bănuiesc că nu știți mare lucru, la Sala Mare ar trebui să aibă loc. Este un text scris de Bogdan Suceava. Vă spune ceva acest nume? Este fiul generalului Suceava. Și lucrează la o mare universitate în Statele Unite, este matematician. Și un foarte bun scriitor. Și, practic, Republica vorbește despre Republica de la Ploiești, care a ținut o zi, cu trimitere la Candiano Popescu, care este înmormântat la Târgoviște. Dacă nu știați, deci am făcut această legătură și cu celelalte spectacole caragiale. Este o continuitate și am făcut o legătură cu istoria, pentru că generalul Suceava era cunoscut în un anumit fel și nu e așa, fiii nu sunt responsabili de faptele părinților. O altă premieră la care nu ați asistat este Wojciech de Büchner, George Büchner. A fost pusă de către Dimitri Ariubin, un regizor pe care l-ați cunoscut în timpul festivalului Babel. A venit la 2 ediții de Babel cu 2 spectacole diferite, mai ales spectacole care aveau o pregnantă amprentă plastică și muzicală. A plecat exact în ultima zi în care mai putea să ajungă în Rusia, pentru că altfel îl băga în carantină, pe 28. Și un al treilea spectacol, montat de Cătălina Baciu, este vorba de povești de familie, de Lijata Zbrilovic. Să mă ierte cei de limbă slavă, dar nu mă pricep. Eu sunt dac și latin. Un spectacol
făcut la sala studio și este vorba despre un debut în regie. Cătălina Bașu, după cum știți, a fost prezentă și ca asistent de regie la multe spectacole ale noastre. Este din Târgoviște, a terminat, cred că, la Carapela. Sper să nu facă confuzie. În orice caz, este unul din copiii și din voluntarii de la Babel care au reușit să devină regizoare. Profesorul ei de clasă a fost regretatul coleg Ducu Dare, care ne-a părăsit anul trecut. Cam asta despre premiere. Sigur, ar trebui să vorbim și despre Crimă și Pedeapsă și Zorba Grecu, dar s-a vorbit destul de mult despre aceste lucruri. Nu mai e cazul să mai fac amintire aici. Ce este cu macheta asta? În programul dinaintea alegerilor, în programul PSD, s-a vorbit despre teatrul de la grădina de vară. În perioada de vară ne-am jucat până în noiembrie. Am reabilitat, practic, cele 300 de locuri care au rămas acolo disponibile. Ați fost, dar dacă n-ați fost la spectacole, cu siguranță ați fost la alte evenimente. Este un loc minunat. Și nu ne-am dorit numai o sală acolo, ne-am dorit și o clădire administrativă și o galerie de artă, pentru că Târgoviște aduce lipsă de așa ceva. Nu avem o galerie de artă în Târgoviște. Primul restaurant pentru copii, primul restaurant unde ai voie cu animale, cu toalete care să te servească și pe cei care merg în parc și pe cei care merg la teatru. De fapt, este o sală cam cum este, ce să vă zic, Barbican Center, care în miniatură pentru Târgoviște. Părerea mea este că dacă se realizează această machetă în realitate, va fi un punct de atracție pentru oraș. Acoperișul va fi, bineînțeles, făcut din materiale detașabile, se va deschide ca o floare. Au participat mai mulți arhitecți la acest proiect, prieteni de-ai mei. Dacă vreți să-mi puneți întrebări, vă rog să-mi puneți după ce vă prezint cei doi mascați pe lângă mine. Este vorba despre șefa departamentului artistic interimară, Cristina Dumitra, care este una dintre actrițele care au pus pentru prima oară piciorul aici, la primul spectacol pe scena Teatrului Dorin Bulandra. Este de la țară, de undeva, nu a spus că n-a avut curent, n-a putut să se coafeze. De unde sunteți? De la Dragomirești? Sunt din Târgoviște, da, m-am mutat de curând. Da, a fost expulzat. Eu am fost expulzat la Paris și ea la Dragomirești. Ea are o poveste foarte interesantă, pentru că a plecat 12 ani în Spania, unde și-a construit viața acolo. Dar uite că teatru și ața, nu știu ce, toate aceste lucruri au concordat să revină acasă și să fie una dintre cele mai valoroase actrițe, cu o gamă foarte largă de roluri, a reușit să se afirme, comedie, dramă. E foarte bună, intuitivă și, în primul rând, este un camarad extraordinar. Sigur că stârnește tot soiul de invidii, dar atâta timp cât aceste invidii rămân în casa noastră și nu ies în spațiu public, este foarte bine. Și domnul Marius Costache, regizor, directorul Teatrului Podul din București, prevede 10 ani, Teatrul Județesc, care se alătură echipei noastre. Vrem să întărim echipa de marketing, asta înseamnă și secretaria literară, oameni care vor scrie, pentru a lua ziarul nostru foaier. Și degeaba avem noi spectacole extraordinare dacă nu știm să le promovăm în spațiul public. Sau, în orice caz, ajung foarte greu în spațiul public, doar prin cele 30 de puncte de afișaj din oraș. Și cu asta am încheiat. Deschidem teatru pe data de 15, de ziua lui Eminescu, așa cum o facem de când s-a deschis acest teatru. Ziua lui Eminescu a fost ceva
important pentru noi, trebuie să fie pentru fiecare român. A sosit o adresă de la Ministerul Culturii astăzi cu indicații ce să facem ca pe vremuri. Ziua Reginescu, dar noi știm ce să facem și o să facem două lucruri. În primul rând, toți actorii teatrului costumați adecvat, cu niște trompete sau cu niște tromboane sau cu niște țevi, cum vezi dumneavoastră să le spuneți, ca să păstrăm distanța legală de 1,5 metri, nu ne-am făcut la 2 metri ca să fim siguri, vor sufla la ureche celor pe care îi întâlnesc din orașul Târgoviște, prin centru vechi, prin parc, unde îi găsesc prin magazine, târgoviștenilor versurile lui Eminescu. Nu este o idee nouă. Dacă vă amintiți, a existat o trupă franceză care se numea Les Souffleurs, cu Ioana Crăciunescu. Acești Les Souffleurs, într-o ediție foarte ploioasă a Festivalului Babel, au reușit să facă un periplu poetic prin orașul Târgoviște.